Este o dimineață superbă aici în Târgu Mureș, în inima Ardealului. În cursul zilei de ieri, în cursul serii de ieri, noi am protestat aici alături de minunatul grup civic din Târgu Mureș. Am protestat aici în centrul orașului împotriva ultimei decizii a Curții Constituționale a României, care distruge practic independența justiției. Și ați văzut deja câte probleme sunt cu această decizie. Ați văzut conflictul de interese al lui Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, întrucât ginerele lui are mari probleme cu Direcția Națională Anticorupție. Ați văzut că un alt judecător al Curții Constituționale are mandatul expirat și n-ar mai fi trebuit să fie acolo. Toate aceste lucruri stârnesc deja revoltă și discuții foarte mari pe rețele sociale. Și sper ca toate aceste lucruri să mobilizeze cât mai multă lume la protestele care sunt anunțate duminică în toată țara și în București. Este foarte important, oameni buni, să cunoașteți aceste lucruri și să veniți în stradă pentru a apăra independența justiției, pentru că întregul nostru viitor depinde de asta. Și pentru că suntem la Târgu Mureș, vreau să vă povestesc ceva. Cred că are foarte mare legătură cu ceea ce se întâmplă deja în momentul de față și cu modul în care Ciuma Roșie încearcă să manipuleze, să dezinformeze și să dezbine societatea atunci când sunt momente în care existența Ciumei Roșii sau planurile Ciumei Roșii sunt puse în pericol. Un instrument pe care ei l-au folosit încă din anii 90, și despre asta vreau să vă vorbesc, vreau să fac o comparație între anii 90 și ceea ce se întâmplă acum, pentru că am așa o senzație de deja vu. Un instrument pe care ei îl folosesc este dezbinarea, provocarea unor false conflicte între majoritate și minorități, indiferent de natura minorităților. Au făcut asta în 1990 și încearcă să facă asta și acum, de câte ori existența le este pusă în pericol. Am stat ieri seară de vorbă la restaurantul unde am discutat în grup restrâns cu cei de aici de la Târgu Mureș, cu oameni care au fost martori ale evenimentelor din martie negru 1990 din Târgu Mureș. Atunci când tot Ciuma Roșie, reprezentat atunci de tovarășul Ion Iliescu, a provocat împreună cu, bineînțeles, cu sprijinul Moscovei, pentru că Iliescu era omul rușilor, ruși atunci aveau un cuvânt foarte mare de spus în România, au încercat să provoace un conflict puternic, interetnic în România. Au încercat să provoace, de fapt, majoritatea împotriva minorității și minoritatea împotriva majorității, cu consecințe extrem de grave la vremea respectivă, aici, în Târgu Mureș. Oamenii mi-au povestit, oamenii care au trăit pe viu acele evenimente, mi-au povestit ce s-a întâmplat și mi-au confirmat ceea ce bănuiam și eu de foarte mult timp, pentru că am citit foarte mult pe această temă. Este exact ceea ce se întâmplă și acum. Și acum Ciuma Roșie va încerca să provoace majoritatea împotriva unei minorități. De data aceasta nu mai vorbim de o minoritate etnică, ci de o minoritate sexuală, împotriva celor care au alt concept despre viață și nu împărtășesc conceptul majoritar al familiei tradiționale. Exact asta vor să facă exact într-un moment delicat pentru ei. Dar ca să înțelegeți ce se întâmplă acum, vreau să vă explic ce s-a întâmplat în 1990, să vă pun puțin lucrurile în context. Desigur, cu toții știți ce s-a întâmplat aici la Târgu Mureș, cum a fost devastat orașul de către un conflict interetnic despre care s-a aflat ulterior că nu era deloc așa cum a fost inițial prezentat. Un conflict în care s-a încercat ca minoritatea maghiară să fie pusă în război cu minoritatea, cu majoritatea română. Inițial spunându-se că românile fac nu știu la unguri, apoi totul răsturnându-se. Până la urmă, lucrurile stau însă într-un context mai larg pe care trebuie să îl privim ca să înțelegem ce se întâmplă acum. Oameni buni, în martie 90, conflictul de la Târgu Mureș a izbucnit în mod interesant, șocant pentru mine care vin din Banat și nu cunoșteam niciun fel de astfel de disensiune între minorități, între majoritate, nu a venit întâmplător. El a venit după ce, la scurt timp înainte, la începutul lunii martie, în Timișoara, societatea Timișoara, în Piața Operei, pentru că Piața Operei era la vremea respectivă în stradă, Timișoara era în stradă, cerându-l Ion Iliescu să plece, pentru că Ion Iliescu era omul Moscovei, pentru că Ion Iliescu nu vroia democrație, Ion Iliescu era doar un politruc comunist care voia să rămână la putere și să blocheze buna instalarea democrației în România. Și la începutul lunii martie, cei de la societatea Timișoara lansau proclamația de la Timișoara cu punctul 8, lustrația.
în care spuneau că niciun securist, niciun comunist timp de 10 ani nu mai are voie să ocupe nicio funcție publică. Îi viza pe toți, dar îl viza în mod special pe tovarăș Ion Iliescu, care era un comunist creat la Moscova, făcuse o școală militară împreună cu Nicolae Ceaușescu, ca să înțelegeți natura comunismului din creierul lui Ion Iliescu, un individ care în 27 decembrie 1989 se întâlnea cu ambasadorul URSS Evgeni Teajelnikov și discutau cum să blocheze dezvoltarea și instaurarea democrației în România. Cei de la Timișoara, cei din piața Universității de la București simțiseră despre Ion Iliescu. Nu știau despre întâlnirea de la ambasada URSS-ului, despre care se va afla abia după 15 ani. Dar simțiseră că Ion Iliescu nu este de fapt altceva decât un convins activist comunist politru care nu va permite niciodată instaurarea sănătoasă a democrației în România. Și atunci toată lumea era în stradă, toată lumea, la fel ca și acum, cei care înțelegeau lucrul ăsta, încercau să convingă milioane de oameni că România se duce într-o direcție greșită, că Iliescu nu este omul care să asigure respectarea idealurilor revoluției care însemnau jos comunismul. Timișoara era în stradă, piața în București erau manifestații de stradă, dar milioane de oameni vedeau TVR, vedeau propaganda lui Iliescu și nu înțelegeau exact ce se întâmplă. Seamănă foarte mult cu ce este acum. Ați văzut el la Târgu Mureș, în Timișoara, în București, sunt oameni în stradă, dar milioane de oameni din majoritate par a nu înțelege exact cât de mare este pericolul. Deci situația este cumva trasă la indigo. Și vine proclamația de la Timișoara, la începutul lunii martie. Și vine soluția concretă, punctul 8, care îl bloca pe Iliescu. Oamenii încep să vorbească în țară despre asta. Domne, stai un pic, da, să facem lustrații, să scoatem comuniștii, să scoatem securiștii. Dar era terminat și Iliescu. Și se întâmplă brusc atunci Târgu Mureș. Un conflict interetnic. Se încearcă provocarea unei spaime naționale uriașe. Majoritatea este ridicată împotriva minorității și minoritatea împotriva majorității. Cu consecințe uriașe. Cu răni care au rămas deschise până în prezent. Cu toată povestea, cu ungurii care vor să ne fure Ardealul, care ne fac, care ne dre, care... Un întreg discurs naționalist care a fost folosit de ei ulterior pentru a speria lumea. Și efectul a fost cel scontat de Iliescu. Oamenii chiar au fost speriați, Iliescu a fost privit ca un salvator al națiunii și mai târziu Iliescu avea să fie ales cu un procent foarte mare din voturi. Practic ei ce au făcut atunci? Sistemul ăsta de a provoca minoritatea împotriva majorității este un fel de doctrină. Cei care au citit istoria comunismului știu foarte bine, stabilită de pe vremea lui Stalin. Stalin a creat enclave în toate republicile socialiste pentru a putea să folosească acest principiu divide et impera, pentru a putea să provoace minoritatea împotriva majorității. Ce s-a întâmplat aici la Târgu Mureș, și puteți citi mai multe detalii pe net despre acele evenimente, informații punctuale, eu prin comentariul de astăzi vreau să fac această comparație. Ce s-a întâmplat aici este după scenariul tipic creat de KGB încă de pe vremea lui Stalin. Deci au provocat majoritatea împotriva minorității, minoritatea împotriva majorității, încercând să producă un conflict agresiv interetnic pentru ca lumea să nu mai fie preocupată de problema reală a țării. Și problema reală a țării era atunci instaurarea democrației. Convertirea de la economia socialistă la economia de piață capitalistă. Și ei aveau nevoie ca oamenii să nu discute despre asta. Aveau nevoie ca oamenii să fie preocupați de cu totul altceva. Ca oamenii să nu-și pună problema: băi tată, cum mergem noi în democrație cu un individ care a făcut în anii 50 școala la Moscova? Stați un pic, că ceva nu e ok. Și atunci oamenilor trebuia să li se dea o spaimă, trebuia să li se dea o frică, trebuia să li se dea o altă temă de discuție. Și li s-a dat Târgu Mureș martie 90, cu toate atrocitățile care s-au comis atunci și cu efecte pe termen lung până în ziua de astăzi. Ce face astăzi Ciuma Roșie și Dragnea? Ciuma Roșie și Dragnea astăzi stârnește tot așa o altă falsă problemă împotriva minorităților sexuale. Vin cu povestea asta cu Coaliția pentru Familia Tradițională. Deși nu este o problemă în România, familia tradițională nu este pusă în pericol. Nimeni nu pune în pericol familia tradițională. În codul civil sunt prevederi clare cu privire la familie. Nu există organizații sau grupări sau mișcări ale minorităților sexuale care să ceară modificarea Constituției, să ceară ceva care să pună în pericol familia tradițională. Practic, acest subiect nu există în societate. Dar PSD-ul îl pompează, îl folosește. De ce? Este exact același vechi principiu. Stârnește ură împotriva unei minorități, ia o minoritate, prezintă-o ca și cum ar fi ceva periculos, stârnește ură împotriva lor,
generează emoție și folosește această emoție ca să îți pui tu planurile în aplicare. Pentru ca oamenii să aibă un alt subiect de discuție și să nu vadă subiectul de discuție real. Și uitați-vă că subiectul nostru de discuție real în acest moment seamănă foarte mult cu cel din 90 și derivă din cel din 90. În 90 era punctul 8 al proclamației de la Timișoara, fără securiști, fără comuniști. Pentru că Iliescu a făcut diversiunile pe care le-a făcut. Târgu Mureș 89, ulterior cu minerii, cu tot ce s-a întâmplat în 13-15 iunie în București, noi n-am reușit să implementăm acea lustrație a comuniștilor și securiștilor. Pentru că n-am implementat acea lustrație, securiștii și comuniștii care ar fi trebuit să fie lustrați au construit mafia din ziua de astăzi, au construit tot establishmentul corupt din statul român. Și acum noi ne luptăm cu ei, practic cu consecința faptului că nu s-a aplicat punctul 8 și vrem o lustrație a penalilor. Și exact acum când vrem o lustrație a penalilor, când oamenii ar trebui să vorbească despre asta, când întreaga societate ar trebui să fie preocupată de acest subiect și cu toții să impunem acest lucru, exact acum vine din nou exact același mod de operare. Se ia o minoritate și se provoacă ura majorității împotriva acelei minorități, chiar pe false teme, pentru că acea minoritate nu reprezintă niciun pericol în societate. Este exact același mod de operare, este un deja vu pe care vă gândesc să îl studiați, vă invit oameni buni să vă gândiți foarte, foarte mult, pentru că Ciuma Roșie lucrează exact cu acele metode. Și dacă înțelegem exact ce s-a întâmplat în 90, putem înțelege bine ce se întâmplă acum și să facem în așa fel încât să nu ne lăsăm atrași în această capcană.